Bună seara tuturor, bine v-am găsit! Noi suntem Comunia Folk Surprize și am venit să vă bucurăm această seară în deplin. Dar aș ruga, dacă aveți posibilitatea să vă apropiați mai aproape, vă rog, nu. Bine pe și bine azi. Așa. În primul rând, vreau să fericite regămirease cu acest buchet frumos de flori sunt de lumea voastră. Pentru mine, această șampane, ca să vă vedeți împreună o masă de sărbătoare. Și mai vreau să zicem o bursulică, cred că nu l-am trucat, da? Ca să fie pentru viitorii voștri copilași, să fiți sănătoși și ca să viteacă în primul rând. Așa, de secretul lumea voastră. Înțelegeți cum vine surpriză? Trebuie să puneți? Sper că da. Nu. Am mai e cu a ta! Ieța a ieșit din prima. Exact, este de partea Elena și Lucian, care sunt în departare, cred că nu au avut posibilitatea să fie la acest moment. Dar să știți că e foarte mult regrete, dar pentru asta existăm noi, ca să nu simțiți lipsa. Mai avem nevoie și de socri mici, da? Socri mici! Da! Vă rog frumos! Amor! Asta e parte și până la! Amarele nu uzi! Prinsă, dacă n-ați voie, te rog frumos, n-ai voie? Mă dă căpul! În casă și pentru dumneavoastră este și buchet de flori, șampania pentru socul mic. Mai tare! Votare! Super! Bravo! Că are și un mic mesaj pentru dumneavoastră. Dacă vă rog puțin de liniște, vă rog frumos să auzim mesajul vostru. Dragii noștri mii, dragostea este izvorul vieții. Ea deschide ușa fericirii. Și nu zadar au scris poeții despre misterele iubirii. Dragostea este o comoară ce are preț pe globul pământesc. Doar atunci când vraja ei coboară spre două inimi care se iubesc. De azi voi mergeți la căsuța voastră. De azi nu mai există tu sau eu. Astăzi sunteți mire și mireasă în fața noastră și a lui Dumnezeu. De azi veți respira același aer. Veți fi un suflet și un gând. Noi vă dorim să aveți în noua cale belșug, noroc și multe bucurii. Scumpă verișoară și dragă mire, ne pare rău că nu vă putem onora astăzi cu prezența, dar vă suntem alături cu inima și cu gândul. La mulți ani și casă de piatră, cu mult drag, familia Carfenco, Lucian și Elena și copilașii Iacov, Mariam și Lois. Dar uitați că asta nu e tot. Mai avem nevoie și din mama Eleni. Da? Cine? Așa. Vreau să vă spun ca să știți că am mai rămas câteva zile până pe 19 august. Sunteți și dumneavoastră omageată, așa? Corect? Da. Uitați să înțelegeam, este și pentru dumneavoastră acest buchet de flori. Să fiți sănătoasă. Noi ce putem să-i dorim? Mult sănătate la Mir, la Mireasă, la mama Mireasă și să aibă grijă de să-i stimeze nănașii totodată că sunt a doilea părinți
Și toată oastea să-i spună mulțumesc, să au luat la zi acasară. Și totodată să verișoare să mă uit de toată lumea care în seara asta s-au adunat la mica sărbătoare care a așteptat-o. Și mulțumesc mult și la fiică că s-a adus aminte că da, e o durere mare că nu știi aici, cum mai în această. Sper să vin acasă și la sărbătoare și să schimb împreună. Mulțumesc pentru aceasta. Been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed.